Bradău, când eram copil eu, mă suiem suspira rău, că acolo-i dormeu. Și lângă pietrile Doamnei și-n paștie moiețâli și-mi cântam doinițâli. Cât era ziua de mare, eu cântam din frunzișoarii. Eu cântam ziua din frunze, toată lumea să mă auze. Of, 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 inimă bună, nu te-am mai avut de-o lună, de-o lună și-o săptămână. Cât muntele era rău, ți-am fost prin vrem cel mai frumos flăcău și te-am iubit la bine și la greu. Când spre-a cânta și-a plânge m-am născut, tu m-ai culcat pe rodnicul tău lut. Granitul și pădurea mi-a fost scut și ca un brad în soare am crescut. Ne-ai dat să beau seninul din izvor și să mănânc belșugul din ogor. De glasul tău atânt, mângâietor, mereu iubită mamă mi-este dor. Pe cerul tău albastru și senin, nevinovat ca florile de in, veni câteodată un nor străin ce-a întunecat surâsul tău blajin. Ți-au fost luați fișorii la război, ți-au fost furate turmele de oi, nimic n-o dat străinii înapoi. Și-am plâns, iubită mamă, amândoi. Te port pe oriunde aș fi, cu mine în gând, meleag natal, înmiresmat și sfânt. Te împodobesc prin faptă și cuvânt și-odată cu pădurile de când. Thank you.
pe pământ, nici omenie mai frumoasă, nici cerul frumos, nici munți nu sunt ca în Bucovina mea de acasă. Hai în Bucovina! Să ne bucurăm împreună într-un cadru mirific, aici, la poalele masivului Rarău, de Sărbătoarea Muntelui. Eveniment ce face parte din proiectul Hai în Bucovina, susținut și implementat de Consiliul Județean Suceava, la inițiativa domnului președinte Gheorghe Flutur. Sărbătoarea Muntelui încheie astfel șirul manifestărilor desfășurate pe parcursul lunii august, în cadrul lunii diasporei, unul din cele 12 programe ale proiectului Hai în Bucovina. Vă invităm să vă bucurați alături de noi de Sărbătoarea Muntelui, eveniment ajuns anul acesta la cea de-a 5-a ediție, fiind aflat sub semnul apropiatei sărbătoriri a centenarului Marii Uniri și a centenarului Bucovina 100. Hai în Bucovina să vă minunați din frumusețea cântecului și jocului popular ale acestor locuri, de frumusețea de netăgăduită a ținutului și de ospitalitatea bucovinenilor. Din timpuri străvechi au stat strajă la hotarele țării plăieșii, cei ce au căutat să păstreze intacte valorile noastre naționale, neamul, tradițiile și credința strămoșească. Astăzi, aceiași plăieși se impun prin talent și repertoriu autentic, promovând în cântecele lor istoria locurilor de unde provin, Republica Moldova. În calitate de gazde, le oferim întâietate în a da startul spectacolului nostru de astăzi oaspeților noștri din Chișinău, grupul vocal-instrumental Plăieșii, coordonat de Nicolae Gribincea. La casa cu oamenii buni,
Ai dat veselie, ai până lori. Acasa cu oameni bori. Ai dat veselie, ai până lori. Dacă o spăzi un veselos, ai dat ta, uite omul minios. Așa, așa, bă! Și bună, trai la ididididan. La mândruliță arătoasă, trai la ididididan, trai, trai, eu cu tine aș face casă. Trai, mândruliță arătoasă, trai la ididididan, trai, trai, eu cu tine aș face casă. Trai la ididididan. Trai, eu sunt cu frumosul lume, trai la ididididan, și las cu legura lume, trai la ididididan. Așa, așa, mă! Și spun, dai le dirina ta-i da, și el frumos alege bun vrei. Ascultați-mă și spun, dai le dirina ta-i da, și el frumos alege bun, dai la dirina. La oră tu alegi rău, dai le dirina ta, ca el nu-i din neamul eu, dai la dirina. Oră tu alegi rău, dai le dirina ta, ca el nu-i din neamul meu, dai la dirina. La cel ce n-are drag de viață, dai le dirina ta-i da, nu știe a strânge în braț. Ceva, trai le din la tata, că s-ar mântui în lumea, trai le din tata. Poate așa ar fi mai bine, trai le din la tata, că doar frumos va rămâne, trai le din tata. Și de zece lumea re, trai le din la tata, nu știe să nu și vre, trai le din tata. Că mie îmi pare bună, trai le din la tata, și așa o să rămâne, trai le din tata. Și mai greu și mai ușor. Nu mai al meu dor, poate să rec un zbor, ca de lotit cuibușor. Verde de mohor, tot omul-i cu dor, și mai greu și mai ușor. Nu mai dorul meu, am rământul-i greu, am rământul meu. Colo ca și machinoie, nu-mi dă faci bani, deci de bani ca și o pâitor. Am o cuchie, m-am scoară, dar ești de mână doar. Of, din măcelit, s-o băteală, s-o băteală. Așa, băi! Cel cu dor ca mine, de frumos să-ți vene, și nu faci rău la nimeni, băi! Mai cânte, mai joacă, dorul și-l împacă, și nu poate să nu placă. Al meu dor nebun, mă iertați că spun, iubește frumos și bun. Așa-i dorul meu, ca pământul-i greu, mă mână greu, mă mână greu. Nu poate-i porul, ca și mă chinuie, nu doar faci bani, vești bani, ca și o făitor. Dorule, măi dor, las-o mai ușor. Uiți cu omul-i trecător. Tu îmi ești bine, tot
ca o sprijină. Nu vrei să prinzi rădășină. Odorul e mare, fac din viață floare, dragostea marginoare. Norul pleacă bine, dragostea e pâine, ține-ți asta o șeșină. Da poate în colo, ca și mai chinui, nu dă mașii, ba iubește, ba ne place, of, că-i dor. Da mă curcă, da mă scoară, ba iubește, ba ne vor, of, nu-i poate ieri, să mă teamă. Da poate în colo, ca și mai chinui, nu dă mașii, ba iubește, ba ne place, of, că-i dor. Da mă curcă, da mă scoară, ba iubește, înainte de a merge mai departe cu programul nostru propriu-zis și cu recitalul lor îndrăgit, Andreea, te invit să faci tu onorurile. Dorim să îl invităm pe scenă alături de noi pe președintele Consiliului Județean Suceava, domnul Gheorghe Flutur, pentru a ne adresa câteva cuvinte și pentru a marca începutul celei de-a cincea ediții a festivalului Sărbătoarea Muntelui. Bună ziua, oameni buni! Bună ziua, dragi plăieși, bine ați venit! Să trăiți, bună ziua! Nicolae Grincea, dragi români, Dumnezeu ține cu noi. De aici, din inima Bucovinei, din munții Rarăului, se transmite prin intermediul postului de televiziune Etno TV, în direct, în toată țara și în străinătate, acest program, Sărbătoarea Muntelui, pentru că noi avem această obligație să sărbătorim și muntele. Muntele care este atât de generos cu noi. Unde mai frumos decât aici, pe fundalul Pietrelor Doamnei, în munții Rarăului, în frumoasa Bucovină, avem o sărbătoare de excepție la final de august. Mulțumesc plăieșilor din Basarabia noastră dragă că ați venit, v-ați ostenit să veniți la noi. Tot pe scena aceasta veți avea și plăieșii lui Ștefan cel Mare de aici, localnici și de la fundul Moldovei și de la Mălinilu Labiș și de la Monorul din Bistrița Năsăul și alți plăieși de-a lui Ștefan cel Mare care omagiază muntele. Vă doresc petrecere frumoasă, vă mulțumesc pentru osteneală și vă doresc ședere plăcută. Doamne ajută! Vă mulțumim, domnule președinte, iar în cele ce urmează, Marian, eu zic să oferim din nou cuvântul oaspeților noștri din Republica Moldova. Grupul vocal instrumental Plăieșii. Bucurați-vă de viață, hai de lume, viața
Bună ziua, eu vă salut acum, pentru că parcă nici nu pot cânta dacă n-am zis două vorbe. Am vrut să vă salut, să felicit organizatorii cu acest spațiu extraordinar și cu acest festival extraordinar. Multe ediții înainte și când va fi mai rău să veniți aici, la Muntele Rărău, ca să vă simțiți bine. Ca nevasta mea frumoasă, nu-i în sat la dumneavoastră, următorul cântic. Așa zice fiecare bărbat, soția sa. Vă invităm la o sfântă. Ele, curiță din mele, lucra ta că n-am avere. Eu că ține
legat de anumite evenimente istorice, se cânta în perioada postbelică a secolului trecut prin restaurantele din Moldova istorică. Mai avea lufandari
un dans bucovinean din Crasna Cernăuților, de la Adâncata, de acolo. Eu, coregraf de profesie, l-am găsit acolo la Maria Iliuț în sat, cântăreața noastră bucovineană din Republica Moldova, și o să vă-l prezentăm și dumneavoastră. Este un dans de clacă. Bătoșița. Bătoșesc pământul pe sub pereți. Scoțelă, următorul film. Oh,
ходи на епи călare, da dragostea marginare, măi măi. Dacă am prăvălit-o eu,
Cam repede fuge timpul. Da. Și vrem la final să vă zicem de mulți ani trăiască. Dumneavoastră, festivalul dumneavoastră extraordinar. Și tuturor celor care pun umăr la realizarea lui. Sănătate, prosperare, voie bună, cât mai multe reușite. Mai lăsăm spațiu și pentru altă dată.
noastră, membrii grupului vocal-instrumental Plăieșii din Chișinău, încă un rând de aplauze pentru acești oameni minunați, în special pentru coordonatorul lor, domnul Nicolae Grbincea. Felicitări pentru și mulțumim în același timp pentru fericirea care ați adus-o în sufletele noastre a tuturora. Vă mai așteptăm și la următoarele ediții ale festivalului nostru. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. S-a născut la sat, iar veșnicia tradițiilor și obiceiurile străvechi bucovenene a fost și este în grija unor oameni desprinși parcă din poveștile marilor noștri poeți și prozatori. Din mălinii lui Nicolae Labiș vine către dumneavoastră grupul folcloric Opcina Stănișoarei, coordonat cu dragoste și simțire de Vasile Ungureanu. Grupul folcloric Opcina Stănișoarei din Mălini. Dorule, haine, te-ai pus la inima mea și ne-ai făcut viața drept. Când nu-i pe lume altă urgie ca dorul de ciobanie, pe care să rătăcesc turmele să le păzesc. La izvor se poposesc, sătea să ne-o potolesc. Tot pe creste se-mi pun stâna, cerul se-l ating cu mâna. Noaptea se dorm încalțat, nu-mi colibă, sub cerul înstelat și pe cetină de brad. Turmele se le păzesc, pe lupțile obrote. Măi, dorule, măi, dorule, Vasile, vom cânta și noi că se apropie toamna, se apropie coborâtul de pe munți. Toamna bate vântul frunza-n dungă, trânghița mai sună în strungă, se sună
dacă de asta coboare ciobanii și se întâlnească și familiile acasă vieții. Bașu Vasile! Și George! Dar s-a apropii toamnă pe să coboară la vale, dar sus, de sus, și joc de jale, că așa-i plasii mândri mele, bă! Cum s-a prins ciobanii. Viață, sănătate, asta e. Păi băiați, acum eu să vă spun vouă ceva. Știți că azi primăvară când urcam, cântau cuce prin pădurea Pamus, auzim cum mai cânt un cuc pe o rămurea. Și de dor de mândra mea. Ia să vă mai cânt eu ceva, dar buciumașă, hai să mă-i clocotească norii! Că vine... Buciumașă!
Argentina, ia stivă. Lasă țoarele, ia să pușcăm noi un joc aici, o rusască rară ca la Mălin, ca la Păreaie, ca pe Miare și nu ca tati drum. Let's go.
покажу ему за спину все смужены, все стопы. Дать жалки, дать фарфор. Готовьте, молодцы. Arkaneaua i brui verdi, vai și ghinini să ședi, i să ședi cu i să ședi, codrului cu frunza verdi. I să ședi ansamblului folcloric Arcanul de la fundul Moldovei. Coordonator Dorina Țăran. Împoiași! O, pășa, băi! Super! Hai,
Află-ți ai verde busuioc, ia mă baliță la joc, că mi-am picioarele foc, măi baliță măi. Da și m-am învârtit, ăsta și te vreau să iei, câte o râde fetele, tot de inele stele. Hai, da măi baliță, tot de vreau și de gure, hai, da măi baliță, bată la poate. Dacă rămas să-ți bărbați măi, hai da-ți la jos să jocați măi, dar doar baciță în bătrânii măi, că jocul nu a trebuit măi. Și boiașul îl juca până când mă-i saturam, băi bădiță măi. Să ne-i pară și-o scântire sara celei călcăi. Orca face potelii, om bată cu tălpelii. Hai, da măi bădiță, tot din brușă de curte. Hai, da măi bădiță, bată la poate. Pe strângă de tu și înapoi măi. Hai să jucați după ce poi măi. Așa facem la jocul lui măi. Hai pe placu sufletul lui măi. Am să ca și-o piui măi. Hopa-șa, hopa-șa! Care sunt zăienii, că dați moldoveni, dar fiți răgar de busuioc, ia-mă baliță la joc, că mi-am picioarele foc, măi baliță măi. Hai dar și m-am învârtit, nu stau și te brasuie, că de râde fetele, dar că e nevestele. Hai, da măi baliță, tot din brușă de cure, hai, da măi baliță, bată la poate, pe stângul dreptul și înapoi, măi! Să jucăm după ce voi. Și-o face așa cașul să-mi din barbații. Vrednișoții mi-au pe frunte cu multă mândrie. S-o batut pentru cașul cu o lume întreagă. Jos din cap n-o vrut s-o dea, el-a fost tare dragă. Barbații care au fost, barbații știi, la tine au putut să vii. Lăsat moșe cașula s-o duc mai departe. Care m-a videa cu dânsa să stea ideoparte. N-o ce să-mi pastrez cașula, orice-ar și să știi. Ior curta o să mă poată pune ochii. Bărbații care au fost, bărbații știi, la tine au putut să vii. Am împrumutat cașula la un neam de-a nostru. El mi-a vândut-o la alții, nu-i-o știut rostul. N-am crezut, Doamne, că n-am șoc-o iar să-mi șii. Și din vreau înapoi cașula, trebuie să dau să-mi brii. Of, of, hai dușii, pe șocoi să-ți voi domnii, cum să-i fac să nu înșii. I-am cașul, sufletul îmi plânge. Iute-s-mi ploaia de afară, frigul mâna-mi strânge.
Ochii mă trag din mână și prind să dau seama că le-ar trebui cașulă și aproape iarna. Of, of, inimioară, deși faci ca să mă doară, te străin la mine în țară. Of, of, când îi ducă, nu-mi fă inima n-augă și sufletul mie nu sufă. Thank you.
mulțumim tare mult pentru că ne-ați fost alături. Încă un rând de aplauze pentru dragii noștri oaspeți, ansamblul folcloric Arcanul, coordonat de doamna Dorina Țăran. Ansamblul folcloric Baltagul, formație artistică de tradiție din județul Bistrița-Năsăud, a păstrat și a dus tradiția mănorenilor în țară și străinătate, promovând obiceiurile străbune a zonelor de proveniență alături de instructorul lor Bogdan Creța și, nu în ultimul rând, de primarul dansator Ioan Cira. Solist vocal Maria Emanuela Câmpean. Pentru dumneavoastră, la Festivalul Sărbătoarea Muntelui, ansamblul folcloric Baltagul din județul Bistrița-Năsăud. Lăi zvarul, garul, grăsare mândru.
vara, să petrecem împreună, hai bună seara. Am venit cu voie bună, hai bună seara. Să petrecem împreună, hai bună seara. O petrece și-om juca, hai bună seara. Inima vom bucura, hai da bună seara. Hai bună seara, să vă petreceți cu noi, hai bună seara. Și-am venit aici la voi, hai bună seara, să vă petreceți cu noi, hai bună seara. Cu muzica hai mai bună, hai bună seara, să-ți petreci o săptămână, hai bună seara. Cu voie bună, hai bună seara, să petrecem împreună, hai bună seara. Am venit cu voie bună, hai bună seara, să petrecem împreună, hai bună seara. O petrece și-om juca, hai bună seara, inima vom scumpăra, hai bună seara. Thank you.
poartă ansamblului folcloric Baltagul din județul Bistrița Năsăud. Coordonatorii Bogdan Creța și Ioan Cira. Vă mulțumim! Doina și Dorul, atribute de suflet ale folclorului românesc, cele care se îmbină atât de armonios cu viața oamenilor din Țara de Sus. Pentru că doar aici, omul și natura se află într-o continuă comuniune. Cântecul omului plin de dor răsună în codriverzi, unde cucul își mai cântă doina cea de altă dată. Grupul folcloric Dor Bucovinean din Botoșana, alături de Călin Brăteanu, îmbracă dorul în straie de sărbătoare, astăzi la Sărbătoarea Muntelui. Coordonator Ioan Gheață. Thank you.
Iar de Măghirean, hai să jucăm și un arcan. Muzica! Să-mi plâng amarul la cătanii cu arcanul, să mă duc din satul meu, ziua bună să nu eu, de la frați, de la părinți, de la prietenii iubiți, de la fir de lămâiță, de la fete din uliță, de la fir de busuioc, de la fișori din joc, ca așa ne-o cânta cucu să mă duc să-mi las satul, sus odată, busănari! Hai, fișor după fișor! Hai, cântăm într-un fișor! Și ne urmă ne-o vedea, hai că de-i urmă mea, ăla tu ai când e liber, hai că și usă cu miel, hai cu miel, dar și usă, tot așa nu s-ar fi. Frunză verde din stăjari, hai la joc, măi gospodari, hai da șasul să-l jucăm, că Doamne fuduși în demn. Muzica! Hey!
au fost pentru dumneavoastră membrii grupului folcloric Dor Bucovinean din Botoșana, alături de Călin Brăteanu, instructor, coordonator Ioan Gheață. Își poartă cu mândrie straiul străvechi, un veritabil stindard ce l-a însoțit pe om în cele mai importante momente ale vieții sale, de la naștere și până la moarte. Același stindard îl însoțește și astăzi pe membrii grupului folcloric Arcanul Bătrânesc din Frătăuții Noi, care, cu aceeași mândrie și simțire, ne dăruiesc cântecul și jocul străbunilor noștri. Coordonator Vera Moisiuc și, desigur, li se alătură cu drag de cântec solista Liliana Ursachi. Să-i primim cu multă căldură în mijlocul nostru pe membrii grupului folcloric Arcanul Bătrânesc. Thank you.
Bună ziua, bine v-am găsit! Și ne-au plăcut frunzulițe mărgângos. Ne-am ales și-a fost frumos. Ne-am ales și-a fost frumos. Hai, lu-lu-lu-lu, dar inima-i dragă mu, numai mu și mai mult nu. Hai, lu, 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 dar inima-i dragă mu, numai mu și mai mult mu. Cu sprâșenie te-am așit. Hai, lu, 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 dar inima-i dragă mu, numai mu și mai mult mu. Și la o bătrânească. Și când o zgodin cuptior, și când o zgodin cuptior, ce-mi găsini în ajutor, ce-mi găsini în ajutor, bă! Sanatate, nu te tăt, sanatate.
A fost pentru dumneavoastră grupul folcloric Arcanul Bătrânesc din Frătăuții Noi. Încă un rând de aplauze pentru ei, iată că ei ne-au oferit un moment deosebit din vatra lor, din vatra satului, jocuri populare de acolo, de la ei, de acasă, mândri îmbrăcați în straia de sărbătoare. Desprinși cu sihăstriile, înfrățiți cu ținuturile fără poteci, din zonele înalte ale munților, au supraviețuit ager și viclenii huțulii, cei care trăiesc într-o încrengătură de neam și își lasă moștenirea de spiritualitate și tradiție de la bunici la nepoți. Povești stranii incrustate cu întâmplări trăite a Ievea întâmpină nopțile lungi de iarnă și nopțile scurte de vară deopotrivă. Aici, firescul și naturalul se împletesc, dând naștere unei armonii desăvârșite. La fel de firesc vorbea despre ei scriitorul Casian Balabașciuc, coordonatorul grupului folcloric Huțulii din Moldovița. Să-i primim cu aplauze! Menirea prei polonienii
vincic pe colo, cole hai colomeni. Molodie, molodie, cosi dai colomeni. Cladie vincic pe colo, cole hai colomeni. Tô batendo na cara de Ixema com ela.
maschino. Zahumelator cu sclivo. Ule, mamă, torba de, pe hostreiu, dobrei de. Pacuă la baba schidon, zahupe la torbu sclivo. Ulei la motor, patiet, e hostreiu, dobrei de. O robotini, la fatigo, șteva, nimeu. Adobați-o na peregi, lipseva, comela. Domnului bine vreau și cu ei bine e zece. Ascre poți ca bine hrala, bine mută-i pasă. Domnului bine vreau și cu ei bine lumează. Apațu patru pota, moțena și-a robota. Citi horne, a morit în șantariu, voia pe un mare. Ia-mi vede și-o ia pe mea. Cânt un cântec, Uțul, când a plecat un băiat în armată și din armată în concediu a venit cu iubita lui și părinții nu au fost de acord și au vrut să-l otrăvească, dar n-au reușit. Eu la ficior i-au dat vin la noră, o travă. Cu vinul l-au răstrat peste geam, o să traduceți dumneavoastră și cu o travă s-a otrăvit și după aia doi pomi o sădit. La fecior, un pom verde, iar la nore, uscat. Uscatul s-a prins și verde s-a uscat. Și așa, ascultați când e. Ai Volosca-i colopena, Volosca-i Volosca. Ела кава сена, насим река лоска. Иди, иди, мисеночку, да не заморезе. Зарик задан за три роки, назад завернезе. Завернулся, мисеночок, на самый великий. А він сказав своей мати, на зустріку прийди. Тебе, мамкой, мені раді, тебе, мені раді. Бо я веду і не місточку, а зелені граді. Та якби я ті не рада, і моя дитяно. Лиш не витись, як не рада, бо чужого і села. Мама сину і злагодила, мене студеного. Не везди лагодила, трила и зеленого. Узел сынок, толковинце, призвик он цивилю. А ты крилом зелененьким, и не усе поделил. Ли мамкой поховали, нас мы живым нами. Обе твои пресягали перед образами. Мама сынок,
noi pohovala, da meže vek mame. A ne vizbui pohovala, da zavoro kame. Mulțumim, mulțumim grupului folcloric Huțulii din Moldovița, coordonator Casian Balabașciuc. Iată, acești oameni merită toate aplauzele dumneavoastră pentru spiritul autentic pe care vi l-a înfățișat pe această scenă. Mulțumim, dragilor! Noi, Doamne ajută! Iar festivalul nostru continuă cu un nou oaspete, un alt grup folcloric invitat pentru a lua parte la cea de-a cincea ediție a festivalului, Sărbătoarea Muntelui. Așa este, vor urca membrii ansamblului folcloric Cetina, iată, de aici, de aproape, de lângă noi, din Vama. Însă, până a continua, vă reamintim că în următoarele 4 minute vom fi într-o scurtă pauză de publicitate. Așa este, publicitatea, nu știu zău cui place, dar pe publicitate de fiecare dată timpul trece foarte greu. Sunteți de acord cu mine? Așa este, uitați că aplauzele voastre îmi confirmă lucrul acesta. Dumneavoastră vi se pare că trece greu timpul, dar aminte nouă, cei ce suntem în fața dumneavoastră și încercăm să găsim cele mai potrivite cuvinte pentru a face ca așa este, să treacă mai ușor timpul. 4 minute să treacă într-un bineînțeles, mai mai rămâneți alături de noi, pentru că după ansamblul folcloric Cetina va veni rândul profesioniștilor. Vor urca pe scenă membrii ansamblului artistic Ciprian Borumbescu al Centrului Cultural Bucovina. Iată artiști unul și unul alături de instrumentiști, de dansatori, de soliști vocali, toți vor crea un moment excepțional astăzi, special pentru dumneavoastră, special pentru Sărbătoarea Muntelui, eveniment ajuns la cea de-a cincea ediție. Trebuie mereu să menționăm acest lucru, pentru că este într-adevăr de menționat. Într-adevăr, ne bucurăm să vedem că sunteți într-un număr atât de mare alături de noi la o nouă ediție a acestui festival, un eveniment ce face parte din proiectul HAI în Bucovina, organizat de Consiliul Județean Suceava. Așa este, organizatorii noștri merită din tot sufletul toate aplauzele dumneavoastră, pentru că ei de fiecare dată organizează toate evenimentele artistice frumos, pentru noi special și pentru cei care ne calcă pragul. Exact, pentru a ne mângâia sufletul, pentru a ne astâmpăra dorul de frumos, de cântec, de tradiție. Încă 20 de secunde până la intrarea noastră în direct pe postul național de televiziune Etno TV. Și aveți dreptate, haideți să... Haideți cu aplauze! Cetină de pe Bradău, sus pe muntele Rarău, ne-am strâns tăți cu mic cu mare, că-i zi de sărbătoare. La Sărbătoarea Muntelui vin astăzi, pentru dumneavoastră, membrii ansamblului folcloric Cetina din Vama, coordonator Nicolae Ciocan, coregraf Michael Piticar.
ducă visul unde mai mai. Mândră e hârâsă, audiram, daram, 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 daram. O înșireți gospodarii mai mai. Ca să ciuci ora mari, ram, daram, 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 daram. Iauzi cum mai sună. Tu ne iauzi, 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 joacă hora mari, ca la sărbătoare. Tinerișe, gospodări, uite, uite așa, îi bade pălării, pură! Pustă rata, bade șură! Joacă mă, badis în placă mai mai. Și mai chiui o leacă, ram, daram, 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 daram. Să-i badis o strigătură mai mai. Că știu că ești bun de cur, ram, daram, 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 daram. Ia-o-ți cum mai sună, da-ți voior din struna. Tu ne iauzi, 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 joacă ora mari, ca la sărbătoare. Tinerișe, gospodări, uite, uite așa, păi asta oră îmi place, pari mă! Dumneavoastră, grupul folcloric Cetina din Vama, încă o dată un rând de aplauze și mulțumiri pentru că au fost prezenți alături de noi.